și al Sfântului Duh, lor iată și îndurerea mea din mine, face în pomenire după rogul lui Dumnezeu Dorin la 40 de zile, de când a plecat în eternitate. Observăm că, deși zicem noi că a plecat dintre noi, n-a plecat din noi. Pentru că noi oamenii, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, suntem persoane locuibile. Sigur că imaginea care ne stă la îndemână este o mamă care își poartă pruncul în pântecele ei. Dar, nu doar această imagine, ci știm prea bine că omul în cap, în el, în inima lui, în sufletul lui, în toată ființa lui, o lume întreagă, dacă vreți, întreg univers. Și atunci înțelegem prea bine că ori de câte ori cineva drag pleacă dintre noi, nu pleacă din noi. Însă este valabil și pentru persoana plecată. Pentru că, deși noi am rămas pe pământ, totuși aparținem pe mai departe acelei persoane. De aceea spun în asemenea împrejurări că atunci când pleacă cineva foarte apropiat din familie, simțim că și noi deja am păsit în lumea lui, în lumea eternității și că facem parte efectiv din acea lume. Așadar, iată în ce fel minunat a lucrat Dumnezeu cu noi oamenii, cu viața noastră, cu mântuirea noastră. Vedeți, noi când vorbim despre Sfânta Treime, vorbim despre sânul ei, despre interiorul ei. Am auzit nu departe, la sărbătoarea Înălțării Domnului, că Fiul lui Dumnezeu a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, adică firea omenească a șezut în interiorul Sfintei Treimi. Dumnezeu este locuibil. Și dacă Dumnezeu este locuibil, vă zicea, chip și asemănare noi oameni, de asemenea suntem ființe locuibile. Acest gând omnicesc, când l-am pus la suflet, înțelegând că nimeni nu îi poate lua pe Dorin, nici în calitate de soț, nici în calitate de părinte, nici în calitate de bunic, sau alte calitate pe care dumneavoastră cunoașteți pe mine. Și nici el nu este văduvit de dumneavoastră, de cei apropiați, de cei dragi, de rudenia de sânge și rudenia de duh, de prieteni săi. Și aceasta este și o mare. Pentru că ne dăm seama că nu se termină totul aici, ci dimpotrivă, se amplifică. Și ce bine ar fi să înțelegem noi acest lucru. Se amplifică pentru că, pășind în eternitate, atunci scăpăm definit, scăpăm de ceea ce noi măsurăm în limitele fie ale timpului, fie ale existenței efective pământești. Dumnezeu să-L ierte, Dumnezeu să-L sfințească, să trăiți, să-L pomeniți, în veci să fie pomenirea Lui.